Număr de la... Nu se închide înregistrarea. Ok. Număr de la 5 la 1. Sau de la 10. De la 5. Ok. 5. De la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea sufletească a Alexandrei. Da, o văd. Da, este ea și avem și acordul ei. O văd într-un tub de sticlă. De silicon, mi apare că ar fi. Și pe sus este furată energie, dar și indusă altă energie care să se amestece cu energia ei, care să o bulverseze, care să facă să aibă anumite trăiri, ca mai apoi ei să poată colecta acea energie amestecată. Și cu acest lucru văd că îi fură și din ADN. Este speriată puțin. Este cu, este din viața aceasta forma. Are o înfățișare asemănătoare cu chipul de astăzi, dar este din altă dimensiune amintirea. Ce văd aici? Văd că ar fi într-un laborator totul. Da. Văd lângă ea un trup care seamănă cu ea și care are legătură cu acel tub. Are un ADN amestecat acel corp. Da. Și deci nu-i corpul din viața asta. Nu. Ok. Nu, mi apare că ar fi între dimensiuni, între vieți ceva, dar nu e între vieți, e o viață care, o experiență pe care i-a trăit-o, care i-aș aduce aminte pe un laborator, pe o navă. O, într-o navă, asta vreau să zic. Da. Și i-aș aduce aminte. Da. Și sufletul. Nava asta este într-o dimensiune, poți o laboratorul cu navă. Poți să vezi sau este între dimensiuni sau cum o fi? Este în 4, 4.8. Ok. Își amintește. Hai să vedem mai departe. Ce își mai amintește? Văd că atunci când vine pe acel tub peste ea, acea energie e ușor fluidă, o acoperă tot corpul, se așează așa pe tot corpul și în momentul ăla ea începe să simtă niște furnicături și începe să simte ca și cum ar pătrunde-o. Și peste câteva minute, deci ea simte acele furnicături în tot corpul, peste câteva minute ies înapoi acea substanță, deci iese înapoi, dar mai multă parcă și amestecată cu ceea ce a reușit să captureze din corpul ei. Mai multă energie și amestecată și pe urmă pleacă înapoi pe acel tub pe care a venit deasupra ei și văd că
este dus pentru acel corp de lângă ea, care seamănă cu ea. Aha. Deci ca și cum i-ar lua din ADN, i-ar lua din energie, ca să însuflețească celălalt corp. Mm-hmm. Care, celălalt corp ce este? O am clonă? Impresia că e o clonă, da. O clonă, da. Da. În momentul ăsta este neînsuflețită. Dar este o clonă mult mai mare. Am impresia că are un 2 metri 20, 2 metri 30. Este mult mai mare și nu ar fi pentru pământ. Deci nu ar fi adusă pe pământ, ci ar fi trimisă pe o altă planetă, văd. Da. Ea a început. Uite-te când... Spune-i să ne arate când a început acest proces, de când își amintește că se afla pe tubul ăsta, a fost introdusă sau a venit tubul ăsta și a început să facă acțiuni, dacă era pe pământ, deja da. Venită, da. Era. Da, și, de pe pământ au luat-o. Da, și se întâmplă în viața aceasta a început procesul sau în altă nu. Viață? Acum 5 vieți. Acum 5 vieți, ok. Da. În ce ani era pe pământ atunci? Sau aproximativ? 1241. Bine. Acum mergem, am stabilit. Deci în urmă cu 5 vieți a început acest proces. Pe toate viețile care au urmat, a fost în proiectul acesta? A intrat pe tubul ăsta? Sau a venit tubul? Da. Și până în viața actuală? Da. Ok. Bine, mai departe, hai să ne uităm pe tub. Deci se retrage ceea ce a venit, a înțepat, înțepături, apoi extrage și de la ea ceva și apoi energia aia se duce în celălalt corp. Da. Și? Ca să-l însuflețească. Da, și îl însuflețește? Da. Reușește să-l aducă la viață cu energia ei. Și mai departe văd că acel corp este ridicat, pus lângă alte corpuri asemănătoare. Sunt înalte, sunt foarte înalte. Și trimise, văd că sunt... acționează ca niște roboți, merg ca niște roboți, n-au discernământ, da, n-au discernământ, n-au, deci doar se mișcă. Da, da, când extrage și însuflețește, extrage ADN sau extrage și bucăți, fotoni de suflet? Sunt și fotoni de suflet, dar în cantitate foarte mică, astfel încât să nu se poată manifesta ca lumea, cunoaștere de sine, da. Să aibă conștiență. Da, văd că din suflet este un 0,2, 0,1, 0,2. Lipsă. Deci foarte puțin. Deci până acum din suflet au luat un 0,1, 0,2. Da, în pentru fiecare corp din ăsta. Și sunt mai multe... cum pentru fiecare? Deci însuflețește mai multe, corpuri? Da. Da. Care le-a însuflețit ea? Da. După ce acest corp se ridică și merge lângă celelalte și sunt trimise de aici, pun alt corp. Ok. Câte a însuflețit până acum? Câte a? 827. Uai, de clone, da? Da. Hai să vedem unde le duc. Este un proces îndelungat, văd. Da. Necesită 6-7 luni, văd, până când reușește să însuflețească acel corp. Deci nu se întâmplă foarte repede, pentru că acea energie care o ia, de la ea este subtilă, este esență, este ADN ce ia de la ea și până se împregnează, până se obișnuiește noul corp, celălalt corp cu ADN-ul ei, până este asimilat și până se răspândește și până când animează tot corpul, durează. Fiecare celulă, durează 6-7 luni. Bine. Hai să vedem corpurile alea, de unde le aduc?
Văd că la început sunt corpuri sintetice. Da. Roboți sintetici. Da. Și în acest proces îi face organici, îi face... Bioroboți, da, să zici. Îi face bioroboți, da. Și de unde îi aduce? Adică de pe o linie de fabricație? Da, îi fabrichează ca pe niște roboți, dar văd că folosesc mult siliciu, silicon, da, care are proprietăți de absorbire și de auto... dezvoltare, auto-alcătuire, deci ceva de genul, care ia informația și o prelucrează și o dezvoltă. Da. Deci o asemenea substanță văd. Care ar semăna cu un silicon. Siliciu mai degrabă. Siliciu elisiv. Dar elisiv. Nu, e un siliciu, nu este pe pământ astfel de siliciu. Văd că dar este... pe bază de... pe bază cristalină, de cristal. Da. Da? Sau nisip, da, numim noi pe pământ. Da, dar este un alt... Nu e pe bază de carbon. Nu. Ok. Nu. Bine. Acum, Ela, deci de acolo e fabrica, aici îi aduce și am sufletit 827 până acum. Vreau să vedem unde îi duci, ca să înțelegem ceva. După ce îi sunt transformă. Trei planete pe care văd că îi plantează, așa mi-a venit, pe care îi duce, trei planete. Sistemul, în sistemul nostru solar sau în alte sisteme stelare, solare? În alt sistem solar. Și dimensiune? În ce dimensiune? În patru. Patru da. Și cinci, văd. Și cinci, ok. Da, văd că încearcă să... copieze cumva vibrația de 5, deci îi duce în 4, pe urmă îi lasă, deci pe planete care, da, și pe urmă văd planete care au și 5G, au și, da, variantă. Și, da, și vor să le acomodeze cu vibrația de 5G, ca mai apoi să pătrundă în 5D cu aceste... Și unde clone. Le duce în 5 de le acomodează? În bule din acelea care am văzut noi? În breșe. Breșe, acele breșe. Da. Bine, și când stă în 4, ce fac? Se acomodează și fac și ceva? Le pune să facă și ceva activități sau cum? Văd că le dezvoltă o societate, da, în care programează. Da. În care le dă inclusiv amintiri. Văd că îi leagă mult cu o societate cum avem noi pe pământ, ca și format, ca și... Da. Adică familia există acolo? Încă nu, nu, pentru că nu se pot reproduce. Deci ei nu se pot reproduce, dar văd că formează un fel de idee de a se mulți, dar nu prin acte sexuale. Cum... Aici seamănă și cu Adam și Eva, Ela, cum au fost produși în grădina Edenului, da? Care la început nu se reproduceau, care apoi, deci au fost mai multe încercări. Bine, da, aici ei nu sunt hermafrodiți, nu? Nu! Sunt androizi aici cu, da, acest amestec de ADN. Nu, dar zic ADN procesul. Cu procesul, spun, seamănă. Da, zicem, seamănă. Aduce. Văd că vor să le implementeze un fel de ritual de înmulțire în care să aducă alte corpuri din acestea. Dar văd că moment, deci astea văd că ar fi ceva intenție e un, pe exact, viitor. E un, un plan. Proces, un, da, incipient. Da. Înțeleg. Momentan nu au interes de a se mulți, de acte, da, sexuale, da, nu au aceste emoții pentru între că ei, nu, e nu se iubesc. Da, nu e, da, finit acest proces. Este un proiect. Nici atracție nu văd între ei, deci deocamdată îi văd ca pe niște roboți care doar execută ce li se spune. Ce execută? Adică ce li se spune? Programarea? Da, e o programare incipientă. Ok, dar fac și niște acțiuni? Nu, deocamdată nu. Ce fac? Acțiunile văd că pentru care pregătesc vor fi în 5D. Aici
acea substanță din care ei s-au alcătuit e făcută să absoarbă prima dată toată vibrația de 4D și să se dezvolte, să se adapteze. Deci deocamdată e pentru adaptare. Bine. La dimensiuni. Cine e șeful acestui proiect aici? Al cui aparține? Și laboratorul? Nava? Alfa Draco. Alfa Draco. Da, și cei care coordonează aici toți sunt blonzi, dar văd și oameni soldați, oameni negru soldați. Oamenii negri. Da. Nava asta există în 4 plus 80, laboratorul, da. Și nava? Nava se plimbă, coboară, urcă. Deci laboratorul nu e în navă, pe navă. Este o navă laborator, dar sunt nave care sunt atașate la ea, care acestea se plimbă. Acest laborator navă este static. Unde? În patru... În dimensiunea aia, dar legat da. Bine, se poate deplasa dacă ei vor să o mute, pleacă, dar... Dar are legătură cu pământul? Că vorbești de oamenii negru. Deci corespondent pământului, unde ar fi? Washington, mi apare. În Washington. Și Denver. Se află la suprafață sau în subteran? Se află la suprafață, dar canalele prin care colaborează cu pământul, cu cei de pe pământ, văd că oamenii coboară în subteran. Văd cei că, negru, de ăștia vorbești? Da, da, da. Văd că vibrația se rarifică, se schimbă. Se schimbă și de acolo văd că au un portal care prin care îi duce intră în laborator. Și duce în laborator care este în 4.8, care de fapt e în eteric cu pământul. Știi că sunt niște mărturii, niște Alex Collier și încă unii care spun că au participat în astfel de proiecte, da, și pe lună și pe asta, clonări, și ei vorbesc de lucrurile astea și că au stat 20 de ani efectiv angajați ai armatei americane. N-am citit asta. Da, sunt. Deci, practic, ne confirmi că niște oameni, acești oameni în negru, sunt oameni, oameni. Da, sunt, dar sunt oameni ușor modificați genetic. Bine, că și așa pentru sunt. Că văd că au acces la vibrația 4D și deci ei pot. Bine, ei trec și prin niște procese. Acum nu se știe cum, ce spune și Alex Collier. Au fost în niște laboratoare, ce-și amintește, li s-a șters memorii, unele experiențe în bazele de pe Lună și de pe Marte, unde zice că au experimentat acolo, intră mental, probabil în alte corpuri. Nu am înțeles exact cum se întâmplă, dar nu asta studiem noi acum, studiem ce avem aici, cazul nostru. Deci, sunt Alfa Draco, șefii, în colaborare cu blonzi. Da. Blonzi furnizează acele corpuri, probabil. Men in Black, oamenii negru furnizează corpurile. Negru. Da, da, oamenii negru. Blonzii se ocupă efectiv de tot procesul. Și grii, bineînțeles, și ei sunt aici. Da. Dar oamenii negru sunt cei care aleg cum ar veni persoane, suflete și... A, nu, asta am înțeles, dar corpurile... alea le fabrică în laborator, clonele, care urmează, fiecare urmează să fie animate și așa. Da, bine. Da, da. Și văd asemenea de laboratoare de clone care sunt și pe pământ. Și sunt multe. Adică în 3D. În 3D au adus tehnologia, au coborât-o în 3D, da, efect. Da, pentru fabricare de clone, clone care se le lasă să trăiască pe urmă în 3D, în societatea noastră, și clone care sunt pentru acest program, acele clone mari de 2 metri și ceva, care nu sunt animate, ci le animează aceștia în 4.8. Sunt altfel animate, deci nu ca și cele de pe 3D. Deci sunt două programe de clonare diferită, văd. Da.
pot fi și mai mult. Oamenii mă interesează acum, hai să vedem, oamenii aceștia în negru fac parte, sunt racolați într-o secțiune a armatei care lucrează în acest proiect. Da. Sunt oameni 3D selectați după un anumit, să zicem, ai zis ADN, că asta de ADN-ul dă și proprietățile de a se adapta multidimensional. Da, Da? da, da. Cum îi selectează pe acești oameni? Din rândul căror? Cum îi găsește ca să facă această divizie de oameni în negru? Văd că trebuie să aibă un anumit procent de ADN de draco reptilian. Deci dacă depășesc 25-26%, deja sunt racolați și sunt Racolați, asta zic eu. De unde îi prelucrați. racolează? În armata asta. Fac niște selecții la nivel Nu, văd că fizic. sunt ca și cum ar fi, îi cunosc dinainte de a se încarna și îi plantează ca să se încarneze pe pământ în anumite corpuri și condiții și văd foarte mulți care ajung în orfelinate și de Asta acolo vreau sunt să văd. De luați, unde ia ce din selectează aceștia? orfelinate Da? Din copii majoritatea, din orfelinate, da? 99%, da. 9% din orfelinate. Ok. Pentru că așa nu dezvoltă atașamente, nu sunt legați de o familie, nu se interesează nimeni pentru ei și sunt liberi deci pot lua, programa. Bine, oamenii cu suflet, sufletele din oameni, cum este cazul nostru, Alexandra, pe ăștia le citește ADN-ul și văd care ar putea să, la fel, care ar putea să participe la, Da. bineînțeles, și acești subiecti sunt, văd, în cazul nostru, de 500 de ani sau cât am zis, mai mult în proiectul ăsta, da? Ei știu de mult aceste suflete. Da, Și au avut știi, grijă să le schimbe ADN-ul, să le dar din modifice. 1200 și ceva, 1200, deci de 5,800 a de ani. avut în această perioadă 5 vieți. 5 Văd vieți, că da. între vieți cumva ajung în acel spital astral unde ei Da. se încarcă, îi lasă să se încarce și pe urmă, și acolo stau mult timp între vieți ca Da, să îi am lasă să văzut. se regenereze cum ar veni. Bine. În viața aceasta, deci ca să intre pe tubul acela, înseamnă o răpire extraterestră, ca să anime cu o... Mi apare cuvântul de pepenieră. Da, Pământul ar fi ca o pepenieră în e acest pepinieră de proiect orice. pentru ei, da. Da, e pepinieră de orice și ferme și toate programele care îi le fac aceste entități. Experimentele Da, și tot felul. experimentele lor. Ziceam, în această viață, Alexandra a suferit, deci ca să intre pe acel tub, ca să anime, să fie băgată în acea energie, să extragă și să anime clona, a suferit, deci asta se întâmplă în urma unei răpiri extraterestre. Da. Când a început în viața aceasta prima răpire? Da, 5 ani. Care se ocupă grei, da? Da. De răpire efectivă. A avut răpiri energetice, eterice, adică a sufletului, sau au fost și răpiri cu corp, cu tot, cu fizic? Văd că majoritatea a avut loc în vis eterice. Da. Odată a fost cu corp, cu tot. Atunci a fost un fel de legare a conexiunii. Prima dată, la 5 ani, a fost cu corp. Pe urmă n-au mai avut nevoie de corp. După ce au analizat, au scanat, au avut absolut toată amprenta, au făcut o hologramă după corp, o copie energetică, n-au mai avut nevoie de corp decât de suflet. Și pe urmă totul s-a întâmplat în vise, în timp ce dormea. Sau în timp ce dormea fără să aibă vise. Da. Dacă a avut nopți în care n-a visat absolut nimic și nu-și aduce aminte de niciun vis,
unele dintre acele nopți se afla pe, în da. Laborator, da? Da, pentru că de fiecare dată memoria a fost ștearsă. Foarte bine. Adică am văzut destul, ne-a arătat destul partea sufletească a Alexandrei pentru început. Hai să-i dăm o sferă de informații, cu informații adevărate. Îmi apare informația că acel embrion, acea sarcină pe care da. A avut-o și a fost un avort spontan, da. Au încercat să cloneze propriul corp. Deci să ia propriul, să-i facă propria clonă și nu au reușit. Văd că... Adică cum? Clona corpul printr-un... embrion propriu. Propriu. Da. Și fiind... Și mascându-l ca o naștere, da, fiind ca un copil. Sarcină, da. Trebuia să piardă sarcina la 3 luni. 3 luni și o săptămână. Să le extragă. Cum le da. Extrag, da. Dar corpul a respins. A respins. Deci, practic, acest embrion a fost făcut din ADN-ul ei. Da. Da, și era... Extragea. Da, și era o clonă, trebuia să fie o clonă perfectă, da. Care se extragă la 3 luni. Au încercat să facă clonele acelea, care le știm noi, perfecte, da? Da. Nu așa, ăsta e un alt proiect cu da. Corpurile de silicon și nu știu ce. Bine. Și au văzut că corpul respinge. Da, și-a respins, corpul i-a respins. Ok. Ziceam să îi dăm o bulă informațională. Da. Facem o bulă informațională de cea mai înaltă vibrație cu toată informația pe care noi avem și o dăm sufletelului. Și aș vrea să-mi spui și mie ce conștientizare a avut la începutul sesiunii și acum cât a avut 2%, da. 12-3 oscila. Și acum că a luat toată informația, urcă, acum văd 7, și urcă, asimilează încet, încet informația. A ajuns la 12. Da, deci merge. Da. Acum arată-i să-și caute punctul cel mai luminos în interiorul ei, de vibrația cea mai înaltă, și să-și facă o sabie de lumină, să taie legăturile cu oricine și orice. Da, scoate această sabie de lumină, îi arăt cum să facă. De jur împrejur, de sus, de jos, de peste tot taie și arde. Toate stringurile, toate legăturile emoționale, mentale, energetice, cu orice. Și suflete și entități, da? Ok, hai să vedem da. Ce a căzut. De pe uter a căzut o plasă, ca un fel de cocon din interior, care în momentul în care a căzut era o plasă, s-a făcut moale, înainte arăta ca ceva tare. Nu știu, entități. Hai să iau o zi cum mai de la cine era, da, mantidă. Da. Deci avem o mantidă în câmpuri, da? Este lângă câmpuri, nu lângă, în da. Câmpuri. Pentru că ele știm că se retrag de multe ori. Da. Și alte entități. Avem Draco? Da, avem Alfa doi. Alfa Draco? Doi Alfa Draco, da. Trei Lux. Și văd și un Arhon. Arhanghel este, ca da. Să înțeleagă oamenii. Arhanghel. Da. Bine. Blonzii nu sunt, sunt pe laborator acolo. Nu, da. Bine. Da, și acum să vedem implantul, da? Continuăm. Da, deci a căzut de pe uter acel implant. De pe splină văd la fel, același cocon care a căzut și când a căzut s-a făcut ceva moale. Inimă. La fel, același tip de implant. Aha.
Deci pare tare, pare ca o carapace pe organ, dar când a căzut s-a făcut așa ca un celofan. Da. Tot cu silicon ceva. Materialele care le folosesc în proiectul ăsta. Da, mai văd pe o parte, pe jumătate din ficat, la fel. Și aceasta a căzut. Și pe glanda tiroidă, partea de jos, sub glandă, cum ar veni, pe o bucată de 2 cm, peste esofag și trahee, și pe o bucată de 2 mm, văd 3 mm aproximativ, din glanda tiroidă, din tot la fel, același material care pare comun. Da. Așa, și la cap, la mai sus de ceafă, la mijlocul capului, e o dungă, o linie, ca un fel de cordeluță, să zic așa. Orizontal. Da, orizontală, care... Văd două linii. Două. Și printre ele văd un spațiu, ca și cum ai putea să bagi un CD, cum, da. Da, subțire, foarte subțire spațiu dintre ele. Da, și acela iese afară. Ok. Sunt asta cele fost... mai ciudate implanturi pe care da. Le-am văzut. Pentru că este un proiect special, da? Da. Bine, le-a scos toate și le-a ars. Da, le-a ars pe toate, da. Acum el am să pun în față, entitățile le blochează, sau dacă le-a pus deja. Da, îi spun să le aducă pe toate în față, să le înghețe și să le pună câte un clopot de lumină la fiecare în parte, da. Și mantidă. Da, și pe mantidă, da. Așa. Și hai să vedem, să întrebe cine e șeful dintre cei doi, Alfa. Da, unul dintre ei iese. Da. Adică ăsta e diferă de celălalt cu ceva? Un 1%? Da. Un 1% e o diferență de vibrație, văd. E supus, e mai celălalt șef. E supus, da. Da. Ok, este ăsta în față. Da. Hai să-l întrebe care este scopul. Am văzut scopul de a anima clone și de a face și de a drege. Însă, i-a cerut acord, i-a și-a dat acordul la 1241. Spune că da, au acord. Inconștient, ce drept spune. În vis l-a luat? Da. Și e suficient pentru ei? Pentru ei spune că da. De ce le trebuie lor acordul? Pentru că oricum este un acord mincinos și un acord, deci de ochii universului. Ia să vedem. De ce le-ar trebui? De dacă ochii acelor rase care spun că toți au liber arbitru și că este o lege în acest sens pe care ei fac ceva, spune. Așa. Ce facem fac ceva, ceva pe legea liberului arbitru, dar în același timp, da. Să zicem că iau acorduri inconștiente. De asta ca să nu să fie judecați de acele rase, ca să nu poată să-i acuze pe această lege, deci să nu poată fi acuzați. De ce de au mai fost? Lege. Da. Și ce li s-a întâmplat? Văd că unii dintre ei au fost închiși și mi-apare o planetă de minus 3, unde sunt astfel de entități închise, blocate. Și... așa, care sunt și ei, Alfa Draco, reptilien, ce fel de da, entități mai multe rase văd că sunt acolo. Și văd că acest ar fi un proiect al entităților de 6D. Da, care îi
îi ia la întrebări, să zicem. Că da, și care iar închide acolo și pe urmă văd că această planetă în următorii milioane de ani da. Terestri ai noștri și-a ridicat vibrația și ei fiind captivi acolo s-a ridicat odată cu planeta tot. Vibrația. Mm-hmm. Și rasele astea de 6D sunt umanoide, ce sunt? Care fac asta? Au făcut asta? Nu, nu, nu toate sunt umanoide, nu. Sunt și umanoide, dar nu toți. Deci sunt mai multe, multe. Da, specii, sunt da? Peste 2000, văd. De specii. Da. Rase, specii, rase. Da, care lucrează la curățare sau lucrează la izolarea acestor bunul, da, și la bunul mers al universului în acest palier de vibrații și care vor să scape de cei regresivi pentru că și-au dat seama că aceștia se extind și că intră și în 5D și nu vor să ajungă și în 6D. Și păi încearcă... de ce nu vor? Că proiectul zice că l-am făcut de către ființe din dimensiune superioară, proiectul cu aceste rase, sunt lăsate pe diverse în aceste zone care le-au negrit și împreună cu noi suflete ca să ne facem școala, să înțelegem și să ducem informație mai departe în sursă. Deci dacă au fost de acord și noi am fost de acord ca să creăm, să lăsăm să și au creat niște creatori aceste dimensiuni, acum de ce să le oprească? Pentru că e școala sufletelor. Spun că aceste creatori și-au creat propria lor dimensiune, uh-huh. iar sufletele care coboară și experimentează știind uh-huh. unde se duc, uh-huh. vor să cunoască aceste uh-huh. Rase și aceste ființe, tocmai ca să vadă, să știe mai apoi cum să lupte cu ele, uh-huh. cum să conlucreze cu ele, cum să le cunoască mult mai bine. Ok. Noi și și-a dat seama că aceștia încalcă liberul arbitru al oamenilor așa. Luând acorduri false. Uh-huh. Și aceștia spun că au acorduri, chiar dacă oh, sunt okay. false, ei se leagă, da, avem acord, nu ne putem avem face acord. Nimic. Și aceste ființe de 6D, de ce le recunosc acest acord? De ce le spune? Nu aveți nimica și jap cu voi. Acolo, în pentru că 3. ceea ce se întâmplă cu sufletele se întâmplă aici în 3-4 de, da. Nu în 6 unde nu ele 6. Au autoritate mai mare. Ah, ok. Dar nu trebuie să le recunoască, adică scuzele astea, scuza pe care o prezintă aceste entități, trebuie să spună că acel acord este nul luat. Sufletelor inconștient. Ele îl consideră nul. Cei din 6D îl consideră nul. Dar sufletele aici, în 3D și 4D, nu au acest discernământ că ar fi nul sau că, de fapt, îl pot anula sau... Deci ia nu să facem toate o sufletele informație. Au această conștientizare, această cunoaștere. Da. Facem o cele care informație. Îl au se eliberează. Da. Facem o bulă informațională acum cu acest acord, că este fals, luat, mincinos, acordul care multe suflete îl dau acestor entități și această bulă îi dă drumul în toate dimensiunile până în 5D. Toate sufletele da. Să primească. Dacă aceștia au acorduri vincinoase false. Și sunt nule. Să știe sufletele că sunt nule aceste acorduri. Nu trebuie să le mai respecte. Ok. Da, se enervează. Cine? Alfa? Da. Spune că nu faceți asta. Păi de ce să nu facem? Este dreptul sufletelor. Își pierd sufletele așa. Mm-hmm. Și toate ce interes au avea noi? Hai să-l canalizăm un pic pe ăsta, Ela. Bine, hai. Te conectezi telepatic, nu-i dai voie să facă nicio acțiune. Da. Nici energetic, nimic. Da. Bine, număr de la 1 la 3 și lași să vorbească 1, 2, 3.
Una. Nu e bun nimic. De ce? De ce nu e bun? Ați văzut ce ați făcut? Ce am făcut? Spune-ne tu. Ești ipocrită. Ai Spune-ne tu făcut ce și am pe făcut, că eu nu urmă mă văd. întreb ce am făcut. Dar eu nu văd ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să-mi spui tu. Ce s-a întâmplat? Dai informația asta tuturor sufletelor și mie acordurile care le-am luat. Dar eu ce sunt? Ia uite-te la mine. O ipocrită. Ok. Sunt suflet? Nu asta mă interesa. Sunt suflet, da? Suflet ipocrit. Sunt un suflet care consider că toate sufletele, surorile mele, Care crede că o trebuie să-i să aibă elibereze pe toți, dar nu o informația. să-i elibereze tu pe toți. Nu, no, Nici tu nu mi-am vrei să dai propus asta. tuturor toată Nici nu mi-am informația. propus asta. Eu îi eliberez pe cei care vin Atunci, de către ce le-ai mine. spus tuturor? De ce ai trimis informația tuturor? Pentru că trebuie să știe toți. Că atâția cât pot, că oricum nu știu toți. Nu o să ia toți informația și tu știi asta. Nu mai te umfla și cu... Cine te crezi tu? Ia, liniștește-te, tu calmează-te ca să avem o discuție. Nu mă cred nimeni. Mă cred un suflet care lucrez pentru conștientizarea altor suflete, împreună cu ele, da? Ce ai? Ți-e frig? Te ia cu frig, cu friguri, cu ce te? Râde ce ai spus tu. Da? De ce râzi? Ce de râsai? Că lucrez la conștientizarea altor suflete. Ce crezi că dacă le-ai dat acum această informație, gata, ele au conștientizat totul, așa crezi tu. Păi nu am zis totul, am zis că au conștientizat că acordurile alea nu înseamnă nimic. Sunt false. Bine, nu înseamnă nimic, dar le iau altele. Să Aha. vedem atunci ce o să faci. Și atunci de ce te enervezi dacă n-am făcut nimic, că nu conștientizează? Că mi-ai De ce dat ai de nervi? lucru din nou. Păi și ce? Lucru fortifică, crește Mi-ai inteligența. stricat, mi-ai Te faci stricat. mai inteligent. Ipocritul care ești. Tu ai inteligență? Nu ți se pare că am la tot ce ai văzut până acum că s-a creat? Acum chiar mă faci să râd. Ia, fă tu laborator din asta, ia, fă tu experimente din astea să vedem dacă ai inteligența necesară. Auzi, mă, dar ce Să l-ai vedem făcut care este singur? mai inteligent, tu sau eu. Auzi? L-ai făcut singur laboratorul ăsta? Ia uite cu câți sunteți acolo, cu câți Da, con cât mi pot, lucrezi. dar nu pot să adun oameni lângă tine care să gândiți ceva comun. Ce să mai faceți la comun? Auzi? Dar tu, comun, uite-te că nu ești în stare, n-ați fost în stare să vă faceți, să aveți tehnologia implanturilor și conlucrați cu mari blonzi. Că nu sunteți în stare să răpiți sufletul și folosiți bio grei. Că ia uite Tu te cât auzi ce mantida. spui? Da, mă aud, că ia uite mantida, ai nevoie și de mantida, de insectoizi, ca să facă, să pună Ai implanturile. văzut tu pe pământ un laborator ca acesta în care v-ați plimbat înainte? A, eu n-am Nu o văzut să că... vezi niciodată, nu sunteți în stare, sunteți Auzi, nu stau în America, niște la Washington. ipocriți. Auzi, nu stau la Ceea ce le-ați Washington. sunt făcute tot de noi, nu Tot de de voi voi. oameni. Voi oamenii sunteți niște idioți, niște ipocriți, Auzi, hai stai un pic, niște că tot... insecte. Așa, Sunteți de oprește-te. mâncat, sunteți delicioși de mâncat. Auzi, oprește-te un pic, că Nu vreau să te vreau. întreb Nu ceva. spui tu mie ce să fac. Vreau să te întreb ceva. Uite, eu Nu sunt mă aici, întreb în... nimic. Auzi, Nu te las. corpul meu fizic Ești e o în 3, ipocrită. din 3D, este în România, în Europa. În România aveți laboratoare? Stai, mă, că vreau să văd, ca să te lauzi un pic, îți dau ocazia. În România câte laboratoare aveți? Nu e nasul tău aici. Nu este? Nu. Vrei să te liniștesc? Vrei să te liniștesc eu un pic? Azi vedem Și cine cum este faci mai... asta? Cum fac asta? Ia vino tu la mine așa un pic să te îmbrățișez. Ia uite-te ea și stau. Iubire și lumină. Multă, multă. Până când taci. Te liniștești, te liniștești? Îți Oprește-te. place energia mea? Ies. Spune-mi dacă îți place. Oprește-te. Te-ai liniștit? Și vrei să purtăm un dialog civilizat? Te oprești?
Păi eu mă opresc. Ha, uite, m-am oprit. Acum vorbim civilizat? Bine. Hai să vorbim civilizat. În România câte laboratoare de astea aveți? 3. Și unde sunt? Sub pământ. Sub pământ, dar în dreptul căror puncte? Orașe, ce-or fi? Bucegi avem. Bucegi, știam, acolo, la om, la vârful omul? Da. Unde se duc de se încarcă spiritualii? Oh, da. Prin Fătăreaș, da. Acolo? Oh, da. Oh, da. La Orăștie aveți? Nu. Da, unde mai aveți asta? Poate în Bucegi? Ah, știam, no, de asta. Adică știam că aveți este bază acolo, da? Și unde mai este? Mai este unul în nord. Da. După mine. Mara Mureș. Mureș. Ok. Vă place pălinca? Pălincarea, adică? Nu sobem, noi sobeți voi, da. De acolo vă alegeți? Aveți suflete în proiectul ăsta, de acolo, care animă clone? Da. Sunt niște cărți care au ieșit, scrie unul, sub pneumonim, sub pseudonim. Care, să vorbesc. Da, am încurcat așa. Și spune că vorbește de niște tuneluri în Bucegi. Are mai multe cărți făcute, da? Nu vreau, da, să-i dau numele. Știu. Ăla vorbește acolo în cărțile alea despre, și despre bazele astea din Bucegi și laboratorul vostru? Da, vorbește. Zice că au venit niște americani. Auzi, într-una din cărți, eu nu le-am mai citit ultimele. Am citit cele mai de la început. De mult, nici nu mai țin minte mare lucru, însă într-una spunea că au venit după Revoluția la noi, în România, cu 30 și ceva de ani, au venit niște americani și au închis acolo, au cercetat, după aia au închis zona aceea din Bucegi. Da, este sub controlul nostru. Auzi? Și americanii ăștia, fizic. Da, americanii ăștia în fizic care au venit, au legătură, adică au venit oamenii în negru, ăștia, oamenii voștri, da, oamenii în negru, au fost și oamenii în negru. Da. Echipele alea, da? Și apoi au închis zona. Da? Este închisă pentru voi. Da, înțeles. Doar nu fi pentru oamenii voștri. Politicienii români sunt informați, șeful statului, de exemplu, de bazele astea. Da, sunt. Da? Fiecare șef de stat a fost informat? Da, toți cei de la vârf sunt informați. Dar nu toți dintre ei au acces acolo. Ei, nu. Dar șefii de stat, președinții, au intrat, au mers acolo, merg acolo, au văzut? Nu. N-au mers. Cine știe în România? Acum, uite. Cine știe? Șef de serviciu? Ce? Cei care controlează acum acolo și se ocupă de tot ce este, sunt șefii de servicii secrete. Care sunt subordonați vouă, serviciilor voastre secrete americane și apoi... Care sunt subordonați Pentagonului, iar Pentagonul nou. Păi acum, ce să mai, că e subordonată toată Europa, da? Prin NATO. De prins, da. Toată planeta ne este subordonată nouă, nu doar Europa. Toată planeta. Și Putin? Și Putin. Rusia? Și atunci ce e mascarada asta? Auzi, de ce a venit acum, a omorât atâția oameni și i-a căștunat pe Ucraina? Se creează medii propice pentru vibrațiile voastre delicioase. Și se creează, se eliberează și suflete prin acei oameni omorâți, sufletele acelor oameni, care îi recoltați voi, da? Le recoltați voi. Da. Da, acum uite că au fost o conferință. Și sunt reprogramați cu toții. Auzi?
A fost o conferință acum, că se vor să facă Putin și China și Rusia, China și care mai sunt acolo, un pol opus. Opus, da. Este tot un scenariu. Adică care, oriunde s-ar duce, cineva tot la voi ajunge, da? Tot aici. Exact cum e cu Iahve și Satan și... Și voi credeți că o să scăpați de ceea ce urmează? Nu o să scăpați. Nu, așa zici tu. N-aveți cum. Bine. Unde o să vă duceți? Cine să vă apere? Păi de ce să ne apere cineva? Cine noi ne ducem în sinele nostru. A, în lumină dacă pură plecați, ne ducem. Dacă veți reuși să ieșiți din Matrix. Hai, mă, de ce ne să Matrix-ul e mintea noastră, am învățat asta. Și mintea voastră e programată de noi. Dar ne-o programăm noi, ne-am reprogramat-o. Pardon. Da? Când reușești să-ți reprogramezi mintea, te duci unde vrei. Când ești liber de orice credință, de orice mizerie. Sunteți puțini ăștia care deja știți să faceți treaba asta, dar da? Nu e problemă. Vin alte suflete. Și pământul rămâne paradisul nostru. Păi uite că am văzut în alte sesiuni că și pământul trece acum printr-o, nu știu ce, zonă din univers și mai crește și ele vibrație. Mai vedem noi dacă va reuși. Păi zice că a început să-și crească. Da, dar dacă noi reușim să păstrăm mințile frica voastre și frica pe toată planeta și tot acest program mental care se va construi nou de la rădăcini, din nou totul cu oameni cu noi programați. Auzi, ce vreți să faceți cu energia? Energia Europei. De ce ați lăsat Europa fără energie, fără gaz, fără hidrocarburi? Cine v-a spus că am lăsat-o fără energie? Păi așa spun ăștia, că nu avem și că o să stăm în frig, o să... Și voi credeți? Păi noi nu cred, eu nu cred, dar... Sunteți manipulați pentru că așa trebuie să fiți. Da? Să mențineți frica, da? Oamenilor. Bineînțeles. 90% din ce vi se spune este o minciună, dar e o minciună, știu. Dar e o programare pentru mințile oamenilor. Bine. Număr de la 1, haide că ne-am lungit și... Număr de la 1 la 3 și... Vreau să nu te mai văd vreodată. Da? Să nu mai apar în fața mea. Să devin invizibilă? Vreau să dispar total din fața mea. De ce? Te-am supărat? Ce ți-am făcut? Ce ți-am făcut? Că ești o ipocrită care crede că va salva lumea asta de noi. N-ai. Nu lumea, eu n-am spus niciodată că voi salva lumea. Poți să-ți faci sufletele să iese, să iasă de ei, să plece, dar nu-i vei salva. Această lume va rămâne noastră. Așa păi nici nu vreau să o salvez lumea asta, sunt atât de mulți. Cum aș putea eu să cred că pot eu să salvez lumea asta? Am spus-o tot timpul. Nu m-am erijat în niciun salvator. Nu sunt numai eu, mai sunt și alți lucrători ca mine, alte echipe serioase, da? Da, salvez suflete și crezi că suflete. E suficient. Dar nu este suficient. Important, știi ce este? Că atâția câți vor conștientiza și au înțeles, e suficient să nu mai vin aici. Da? Bine. Măr de la 1 la 3, mă las cu el. 1, 2, 3. Era. Partea, orice rezidu, orice nu ți aparține. Și fă un salt vibrațional și urcă. Fii atent, a fost blocată imaginea până acum. Toată e canalizarea. Serios? S-a blocat. Da? De la nervii lui Papardel ăsta. Ai reușit tu. Nici n-a reușit cum să... Păi nici nu vrea să vorbească, n-ai văzut, a trebuit, îmi pare rău să-l iau în brațe, că altfel nu vorbea, nu vrea să facă. Da, altfel nu liniște. A văzut ce pot să faci și atunci s-a, da, că zicea că... s-a mai liniștit. Da, s-a... ce să facem noi, ce să facem. A mai cooperat. Ne-a mai spus că un alt. Bine. Sufletelul ce ne spune? Sufletelul este... a rămas blocată de ce a auzit, de ce a văzut, de ce a spus. Nu-i vine să creadă că toată umanitatea, spune, trăiește într-un
falsă realitate, într-o... Tot cu ce... niște, cu o minte programată de ei, cum au spus. Și ceea ce da. Vedem, orice om de bun simț în 3D înțelege că programează secundă de secundă, prin toate mijloacele, mințile, da? Bine, Ela. Da. Spune da, să ceară toate. Da, este surprinsă, da. Cere să vină toate contractele cu toți aceștia care sunt în față și înșirați cu fiecare în parte, să vină tot ce a semnat vreodată în oricare dintre vieți, acorduri, înțelegeri dintre vieți, orice promisiuni, absolut orice, da, vin. Da, vin și... Să ceară toate contractele de la consiliile de încarnare pe care le-a făcut, le-a semnat și în care a venit în toate viețile de pe pământ și de când a fost interpelată. Da, vine. Ok. Da, vin, toate vin. Le cercetează, le analizează și vede dacă sunt complete cu toate entitățile cu care a făcut. Vă înțelegere vreodată. Da. Bine. Vin toate, toate acorduri, toate contractele, absolut totul. Le arde? Da, le-a dat foc, acum le arde pe toate, se dizolvă toate. Câte suflete sunt în laboratorul ăsta, acolo, care însuflețesc clonele astea? 2000. 2000 de suflete. Nu sunt prea multe. Da, bine, dar au făcut nu știu câte clone, dacă numai păi, sufletelul da, exact. Alexandrei are 827 de clone de astea, da. Dai seama, da? Da. Vreau să fac o sferă informațională, să o dea la toate sufletele care sunt aici legate în acest proiect. Da, face această sferă cu informație pură și o trimite tuturor sufletelelor de aici blocate. Da, toate o primesc. Foarte bine. Și ce fac acum? Unele suflete văd că se trezesc, adică exact, dispar din, de acolo, din tubul ăla. Se evaporă din tub. Deci s-au trezit în corp, s-au trezit că visează, s-au trezit, așa văd. Bine, spune-i sufletelului să facă o sferă cu lumină pură și iubire, din sursa primordială a creației. Concentrată, foarte concentrată. Da. Pe care o trimite în mijlocul laboratorului, iar apoi pe toate legăturile cu alte laboratoare, cu orice legătură pleacă de acolo, se duce. Da, da, merge. Toate laboratoarele de acest fel văd că primesc peste tot această informație, toate sufletele. Da, și lumina pură. Da. Și văd ce că faci? Unele laboratoare se dizolvă inclusiv acele clone. Ok. Închidem portalul aici. Da. Da. Și acum arată-i. Hai să se umple dinăuntru în afară și să umple cu lumină pură și iubire orice structura ei. Orice nivel. Da, își face acea bulă de lumină pură din interiorul ei și o expandează, o crește, o crește, o crește, o crește și curăță, purifică absolut toate rezidurile, toate urmele din corpul mental, toate gândurile, toate ideile, programele induse, autoinduse, visele, amintirile induse, autoinduse, toate emoțiile aferente de aceste programe, aceste gânduri și idei, tot ce nu-i aparține, tot ce rulează în detrimentul ei ca suflet este scos, ars, dizolvat. Iar în corpul energetic începe să curețe toate urmele, toate rezidurile, toate efectele acelor implanturi și curăță și purifică fiecare celulă, fiecare organ și începe cu cap, ochi, nas, gât, gură, urechi, spate, coloana vertebrală, umeri, brațe, sistem muscular, sistem osos, sistem limfatic, sistemul nervos, sistemul circulator venos, glanda tiroidă,
esofag, trahee, plămâni, inimă, stomac, ficat, pancreas, vezică biliară, splină, rinichi, uretre, ovare, trompe, uter, col uterin, vezica urinară, tot bazinul, organe genitale, picioare, genunchi, gambe, glezne, tălpi. Peste tot această lumină pură spală, curăță, purifică, dizolvă toate energiile stagnante, blocate, toate efectele implanturilor, orice fel de virus, nanovirus, bacterii, paraziți din corp, absolut tot se dizolvă, se curăță, se purifică și se pansează fiecare organ și fiecare celulă într-un pansament de energie de cea mai înaltă vibrație vindecătoare, care regenerează, energizează, echilibrează și armonizează toate funcțiile corpului, toate organele, astfel încât corpul să fie echilibrat și în perfectă stare de funcționare și perfect armonizat. Ok, acum toate cele trei corpuri, energetic, mental și emoțional, sunt curățate și purificate. În corpul mental, de aici scoate toate fricile și pune peste tot în loc, pune încredere, determinare, curaj, iubire pură, înțelegere, discernământ, stimă de sine, autostimă de sine, autosuficiență, încredere în sine. Iubirea de sine, să iubească. Iubirea de sine, da. Sine. Înțelegerea lucrurilor, raționament, încrederea în sinele ei cel mai înalt. Și în ea, adică ea este. Și în ea, da. Și conexiunea cu sinele ei o curăță, o purifică astfel încât să poată percepe și să poată să înțeleagă orice mesaj, intuiția ei, canalul ei intuitiv, îl curăță, îl purifică și să știe să-și asculte intuiția de fiecare dată. Adică atunci când vrea să facă ceva, un proiect nou, orice, primul gând, acela care îi vine, acela este gândul de la sine, da? Trebuie da, și este intuiția. E intuiția. Primul gând, prima idee la care nici nu te-ai fi gândit și care îți vine instantaneu și foarte repede. Bine. Acum, dacă se simte bine, ne uităm un pic pe puncte. Da. Sinele, o să vedem ce dimensiune când mergem mai încolo. Părțile, recuperarea părților de suflet o face și ADN mai sus, însă vreau să specificăm aici că avea luat, ai zis, 1-2% ADN pentru fiecare clon. Da, 0,10. 0,0. Deci avea 827 de clone, deci avea luat ADN. Văd și clonele care luau mai puțin, 0,0. Ceva. Deci avea luat, oricum. Era luat ADN. Vreau ca... Lasă că îl recuperăm în sursă. Da, lăsăm așa deodată. Zice băiețelul vrea să vadă, să-l cheme sufletelul și să vedem cum este. Uităm un pic. Cum îl cheamă pe băiețel? Și are 7. Ne-am auzit, te rog, repet-o. Mihnea și are 7 ani. Ok. Da, a venit. Da, este el. Avem și acordul lui. Da. Ne uităm un pic să vedem în sfera energetică dacă sunt ceva. Este are ceva. Doi dracu, alfa dracu și el. Tot ăștia, de la mamă, da? Da. Da. Hai să-i dăm informație. Și doi lucruri. Îi dăm informația și lui. Da, primește toată informația, bula de lumină pură cu informația de la noi, de la mama. Și da, să taie. Asimilează. Da, iarăți să taie legăturile cu oricine și orice. Și legătura cu mama, deocamdată. Ea se reface, cea de iubire. Da.
Îi spun să-și facă sabia de lumină din interiorul lui și să taie de jur împrejur toate legăturile și stringurile, în special cu aceste entități, și legătura cu mama, momentan. Așa, și da. Cu tata. Da, toate stringurile, toate afecțiunile, toate stringurile de afecțiune. Da. Îi blochează pe ea? Da, i-a blocat mama. I-a blocat mama? Da. Fiind aceeași? Da. Care s-au dus? Adică sunt aceiași, dar la el erau amprente de la ei. Da. Bine, pe atunci poate să facă mama, da? Da, face. Să ceară contractele și el. Da, și el și mama spun deodată să vină orice contract care l-au făcut vreodată cu aceștia de pe toate viețile, din toate existențele de când e aici pe pământ. Da, vin contracte. Și cu Lucși să le ceară. Da, și cu ei, da. Da, vin. Spune că nu sunt toate cu Lucși. Lipsesc două, spune. Cine spune? Sufletelul lui. Băiatul. Da, băiatul lui. Nimic, da? Ai văzut că știe? Da, știe. Așa. Înțeleg, să-i vină tot. Da, a venit și celelalte două de care îl spunea. Da, acum sunt toate și le arde, da. Ia hai să-și facă, ca să scăpăm și de ăștia de aici, să-și facă amândoi legătura, conexiunea, portalul cu sursa primordială a creației. Da, amândoi își deschid acest portal de cea mai înaltă vibrație, direct cu sursa primordială pură, și toate aceste entități le bagă pe rând în portal și trimite, îi trimite direct în sursa pură. L-a reformatat. L-a reciclat. Așa. Și acum să se umfle dinăuntru în afară, să dea comandă să iasă afară și el, tot ceea ce nu-i aparține și ce nu lucrează, ca și emoții, pe toate structurile, corp mental, corp energetic. Da, arată mama cum să facă acea lumină pură din interiorul lui și să scoată afară absolut toate gândurile, programele, emoțiile, fricile de orice fel, neîncrederea în el, să-și pună determinare, discernământ, învățare rapidă și ușoară, luciditatea minții, inteligență pură și acea gerime a minții pe care copiii și-o dezvoltă începând de acum, asimilarea ușoară a tuturor informațiilor necesare și benefice lui și își curăță fiecare organ, fiecare celulă cu această lumină pură. Vede cum a făcut mama, nu mai descrie. Da, de sus până jos, fiecare organ și fiecare celulă și se pansează cu energie pură fiecare organ și fiecare celulă ca să se regenereze, să se echilibreze și să se armonizeze. Foarte bine, Ela. Da. Acum să-și facă protecția, da? Să-i arate cum protecția înseamnă această bulă care a crescut-o din interior în afară, cu mâinile, pur și simplu, trece peste ea și o sigilează. Da. Și asta și o temporizează să dureze până la 24 de ore. Da, am și în fiecare seară mama poate să le acum poate să fac. Da, și le reactivează și le energizează în fiecare seară. Acum hai să vedem dacă au avut vieți, karmă, ei doi. 24 de vieți mi apare că au avut împreună. Pe Terra sau și mai înainte? Pe Terra. Îmi apar și două vieți paralele deodată. Da. Deci văd că sufletelul lui a trăit așa. Cu câte două vieți deodată în paralel. Spune-le să își ardă karma, să se îmbrățișeze, să-și ceară iertare unul altuia, să-și trimită iubire, să fac. Da, își cer iertare, se îmbrățișează și spun că se eliberează de orice înțelegere, de orice contract, orice acord,
orice scenariu karmatic și se iartă unul pe altul pentru orice au trăit împreună vreodată și că de aici înainte vor experimenta liber și sunt liberi de orice înțelegere dintre ei. Văd că face bule de lumină pură și vor să le trimită tatălui. Păi asta mă gândeam eu acum, că trebuie să ardă și cu Da. tata karma, da? Da, vine și tatăl, a venit și tatăl Aha. aici. Da, se Care este îmbrățișează, curățat. da, este. Se îmbrățișează și cu el și fiecare în parte își anulează toate contractele, înțelegerile, acordurile și își cer iertare unii altora, Și își se transmit eliberează. multă iubire și se eliberează de orice, da, orice scenariu karmatic. Foarte Și se bine. îmbrățișează toți trei. Ei, ne spune Alexandra, lucrez cu public și ar vrea să-și facă o protecție, să știe. I-am explicat și înainte când merge la serviciu, da? Pentru că Da. oamenii au diverse. I-am explicat acum, nu mai repetăm. Vrea să știe de ce are anumite frici legate de intrarea în spitale. I se face rău, are frisoane, transpiră. Alexandra. De moarte, frica acelor dragi ei. A trecut printr-o întâmplare și poate de aici a rămas cu teama când era singură cu copilul și soțul la servici. Copilul avea 3 ani, a avut o răceală puternică, a făcut febră mare și a intrat în convulsie, a leșinat pe o durată scurtă și s-a speriat de atunci foarte tare, nu mai putea să intre în cameră. Da, Hai să vedem deci episodul acela. este un scenariu în care în acel moment trebuiau să-i scadă vibrația, trebuia să, deci au Ei. orchestrat entitățile, da, ca să poată să se supună sufletul mai departe Acțiunilor, acțiunilor răpirilor și lor, ce da. în laborator, da? Da, și ca să poată să atragă în acest proiect și sufletul copilului. Și, Copilul, ce s-a întâmplat da. când a leșinat elan energetic? Sufletul în momentul a fost transferat într-un astfel de tub, cum am văzut-o și pe mamă, și conectat. A primit informația când era același proiect? Da. Ok. A primit informația înainte când a dat-o? Când a Da. dat-o Alexandra, da? Da. Despre A ce este vorba? ieșit din proiect? Da. A ieșit, a tăiat orice înțelegeri, orice contracte cu aceștia și mama a făcut la fel pentru el și a anulat această Și înțelegere. laboratorul ăsta nu mai există, da? Nu. Toată informația ce am obținut-o până acum, i-o dăm și băiețelului și tatălui. Da, și îi spunem și băiețelul sufletului lui să își facă să-și mărească vibrația, nivelul de vibrație, astfel încât aceștia să nu mai poată să ajungă la el și visele să și le îmbrace în lumină pură și ea și el, astfel încât să nu poată să ajungă din nou la ei ca să îi prindă din nou într-un astfel de proiect. Vibrația să-și o mărească. Cum și-o Da, mărește? Că prin ne-a cerut. intenție. Prin intenție, spunem, Da. crezi vibrația acum la un nivel optim și necesar. Văd că nici ea nu înțelegea foarte bine și vreau să explic acum acest lucru. Sunt metodele cele mai simple. Dacă oamenii cred că Exact. nu poate fi atât de simplu, ba da, Da. este atât de Este foarte simplu. simplu, se întâmplă la nivel Da. mental, ceea ce spunem Pentru sau da. mintea noastră este programată că totul este complicat, că trebuie Da. ritualuri, trebuie citi nu Și ce știu nu ce, vedem nu se trebuie să, întâmplă, da, și trebuie da? să faci nu știu câte chestii și Da. aplecăciuni și rugăciuni și nu știu cât timp. Nu. Acestea sunt doar consum de energie pentru acele entități, este Ia hrană. să cheme toată energia să le vină ela. De la toate rugăciunile care le-a făcut până acum.
mama, Când spui, îmi ridic vibrația la cel mai înalt nivel nivel. și sunt lumină pură și mă încarc și tai și mă desprind de orice și anulez și decrez, este atât de simplu pe cum spui Și se și are întâmplă la loc nivelul acela. instantaneu. Da. Da. Nu trebuie ritualuri, nu trebuie timp, nu trebuie Da. tot ce mintea noastră a fost programată decât din religie. Da. Sau din alt fel de credințe. Da, deci își face toate aceste protecții. Fiecare a primit informația, sufletele au anulat și au aruncat în aer acele laboratoare, acele s-au distrus toate și totul s-a anulat. Deci, Bine, nu? inclusiv acest moment se curăță, se purifică de toate energiile negative și de toate fricile. Această amintirea pe care o are despre acel moment. S-a decreat totul. Bine. Și ce că am mai avut avisat de mai multe ori că coboară niște trepte foarte înguste și la un moment dat nu vede următoarea treaptă și apoi se înalță. Nu mai vede și se înalță. Iese din corp atunci. Iese din corp, știu că iese, dar Da. de ce se repetă asta? Ce se întâmplă? Este metoda sufletului de a ieși din De a corp, de ieși a din începe corp. Așa. călătoria. Da. Așa Este, știe. da, Așa așa, face, da? așa percepe mintea acel Mintea, proces, da. exact. Da. Mintea o produce așa. Da, legat de spitale, când intră în spitale, acea energie pe care ea o simte. Da. O simte pentru că în laborator am văzut că acea substanță intra în corpul ei, era ca un burete. Așa este și în fizic câteodată. Dacă nu-și închide câmpurile și nu-și pune acel scut de energie încât să nu pătrundă nimic spre ea, ea simte tot ce e în jur, toate energiile, sufletele, Da. toată acea suferință, toate acele traume ale oamenilor, supărări, emoțiile lor, ea le simte. De Și aceea. făcea, cum să zic, identifica ce simțea în spitale cu, de Corect. fapt, ce avea, ce simțea când era Exact. dusă în laboratorul ăla, de Exact. ce a se întâmplat, Da. da? De aceea avea acele frisoane, acele senzații Da. pe corp, pentru că făcea punte cu ce, Cu când ce se, trăia. exact, acele energii care intra în ea, ea le simțea, le trăia, aceleași energii le simțea că și în corp când intră în spitale. Să-și închidă câmpurile, Exact. dacă va Și mai să fi nevoie să. șteargă toate punțile, tot ceea Da. ce s-a făcut acest punct, ce făcea această punte, oricum nu mai există laboratorul Da, și exact. bine. Ok. Dacă sufletele lei, avem pe toți trei aici, Da, toți trei toată sunt, da. familia, sunt pregătite, număr de la Da. 1 la 3 și merg fiecare în sinele lui cel mai înalt. 1, 2, 3. Da, fiecare s-a întâlnit cu sinele. Așa. Ea este de, sinele ei este de dimensiune 12. Așa. Sinele băiatului este de dimensiune 14. Mai înalt. Da. De aceea vreau să le Să le potrivească, să prindă, le da. facă când aceste. Și de Date. aceea energia lor, având sine de 12 și 14, era probabil, le trebuia pentru acele clone, da? Da, este Băiat. mult mai fină, mult mai Da. bună. Și mai Au toate, puternic. au o paletă de frecvențe mult mai largă pe care eu o pot folosi și se foloseau. Hai să-și aducă și mintea Da, fiecare cu. fiecare aduce minte, o spală, o curăță, o purifică și o integrează fiecare și se unifică fiecare cu sinele lor și Și sunt devin. cu conștiința unificată, da? Exact, da, Bine, fiecare. acum număr de la 1 la 3 și mergem toată lumea în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Da, suntem în sursă. Caută Matricea și Alexandra și Mihnea. O Da. purifică. Au găsit-o fiecare, o curăță, o purifică, Pe cea cu care vin.
Da, o regenerează pe cea cu care experimentează, o suprapun peste cea originală, o integrează cu cea originală, toate codurile se preiau, Rescriu, refac. da, se aduc la codurile originale, da. Ok, și acum o integrează fiecare. Și acum e la să facem declarația de suveranitate. Declară Da. și acum și pentru totdeauna că anulează și decrează orice a semnat, contract, orice promisiune, permisiune, acord pe care le-a făcut cu orice ființă, cu plus sau minus, sau neființă, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, și în afara timpului, în orice loc unde au experimentat în acest univers sau în alte universuri, cu plus sau minus. De asemenea, și ard toate amprentele de pe oriunde au fost. Își cheamă ADN-ul de pe oriunde ar mai fi. Îl purifică aici, deși din acele clone, Alexandra și poate și Mihnea, nu știu dacă a apucat să Din sulețească toate vreuna, clonele, din toți hibrizii. din toți hibrizii, din toate corpurile care le-au avut și a mai rămas ADN pe acolo, prin Și fizic. din tot spațiul eteric, oriunde ar fi acestea. Da. Purifică și integrează. Își cheamă și bucățile de suflet, iarăși, de prin tot, de pe oriunde. Purifică și le integrează. Da. La fel, de peste tot, din tot spațiul eteric al Universului, din orice dimensiune, de oriunde au ajuns aceste bucățele de suflete prin aceste clone și hibrizi. Da. Să și retragă informația din orice bază de date, copie, oglindire, din orice bibliotecă akașică, din orice calculator cuantic, până în ultimul creator. Retrage aici fiecare și în sursa primordială a creației. Da. Liniile experiențiale, ce faci cu ele? Le ard fiecare în parte, Fiecare. le arde. Hai să vedem la Alexandra câte experiențe a avut pe Terra și câte în Univers. 461 pe Tera. În univers a avut, în acest univers, 7800 și în alte universuri, în alte trei universuri, Da. Deci e un suflet peste 60.000. Acesta este al patrulea univers în care experimentează. Bețelul, adică sufletul bețelului. Sufletul lui Mihnea pe pământ a avut 301 și în univers 6.500, 6.521. Așa. Am experimentat și în alte universuri? Nu, el nu. Bine. Acum e la... Hai să și activeze fiecare programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da, le activează amândoi. Și să-și facă bulele de materializare, sferele, aici, în sursa primordială a creației, unde își trimit toate proiectele lor. Da, toți trei își fac câte o bulă pentru proiecte individuale și văd că fac și împreună o bulă de familie în care își pun toate proiectele și intențiile lor, tot ce doresc ei să realizeze. Foarte bine. Ne uităm și noi la sferele noastre, le umplem cu lumină pură și iubire, le concentrăm Da. și proiectul comun. Astfel încât să vină în materializare ceea ce ne dorim.
foarte bine, Ela. Da. Că suntem gata, număr de la 1 la 3 și el în fiecare, aici și acum, prin canalul lui de abundență benefică. 1, 2, 3. Da, suntem aici acum. Tăiem toate legăturile cu oricine și orice, orice am discutat, orice am văzut, auzit. Să ardă toate ritualurile religioase care le-au făcut, le-au fost făcute sau le-au făcut altora, începând cu botez, cu unii, toate. Sau la care au fost prezenți, da. Mm-hmm. Absolut toate se dizolvă, se decrează, se anihilează. Mm-hmm. De asemenea, se taie cordonul umbilical, mama, Alexandra, cu băiatul. Da, da. Și cu mama ei. Da, și cu toate mamele din toate existențele. Mm-hmm. Da. Toți să facă asta. Da, fiecare în parte fac asta, da. Să-și facă sferele generaționale. Sufletul Alexandrei face da. Trei sfere generaționale, două trimite pe partea mamei, una pe partea mamei, una pe partea tatălui și una spre copil, în care, prin care arde tot ceea ce le-a fost transmis, nebenefic, ca și programe, karme, tot. Da, pe partea mamei merge până la 24-a generație și se arde tot, iar pe partea tatălui merge până la 13-a generație și se arde tot. Și se arde și se dizolvă și către copil, absolut tot. Da, da, și face și copilul două sfere din acestea. Da. Care ne trimite pe arborele genealogic. Deja a fost ars de mamă, tată, deci se mai duce da. Aici. Da. Deși nu știm că poate mama și tata s-a ars ceva, ce s-a transmis, nu, trebuie să ducă pe tot arborele. Iar la copil s-a transmis altceva. Da, la, se arde tot, oricum. Se arde, oricum, dar vreau să zic. Nu era bine cum se zise prima dată, stai că ars deja mama și tata și atunci. Nu. Nu. Trebuie ars tot. Da, trebuie ars tot. Bine, da. Să trimită informația, să transmită informația fiecare tuturor sufletelor care vor să o primească din această viață pe care o experimenta și experimentează, bunicilor, eu știu, fiecare cui vrea, colegi, prieteni și din toate experiențele. Da, peste tot, tuturor dă toată informația și fac toți bule și le trimit tuturor sufletelor de peste tot. Mm-hmm. Să, acum să-și curețe casa, mașina, curățăm și noi, dăm bombe, dă cu bombe de lumină peste tot în casă și pe mașină și pe locurile de muncă, tapetează pereții, tavanul, podeaua, se umple cu lumină pură, dizolvă toate vibrațiile, toate energiile stagnante, vibrațiile joase, se închid toate portalurile, toate entitățile prezente și la locul de muncă vor intra pe portalul ei direct către sursa primordială pură și mai face câte o bulă mare de lumină pură, de cea mai înaltă vibrație, care va proteja și casa și mașina și locurile de muncă, astfel încât să nu poată să pătrundă nimic de vibrații și energii joase sau entități. Foarte bine. Da. Dacă are ceva să transmită spre țelul Alexandrei, părții fizice. Sufletul îi spune să aibă mai multă încredere în discernământul ei, în puterea ei, să nu se mai desconsidere, să știe că are putere să facă orice, să își curețe mai mult și să aibă mai multă încredere în intuiția ei. Da, și soțului și copiilor le trimite multă iubire, le mulțumește pentru că îi sunt alături. Ia să vedem la sfrețelul lui Mihnea, dacă poate să ne spună ceva ce îi place să facă, ce ar vrea să facă în această experiență.
Pentru că Spune e că copil și de asta îi place să analizeze. da? Îi place să analizeze lucruri, spune. Foarte bine. Să vadă cum sunt compuse și Ah. alcătuite Deci un și mini tehnicus să deocamdată. reconstruiască Să mai apoi. reconstruiască mai apoi. Mai bine, dar asta acum. Și când va fi mai mare? Văd, desenează case, arhitect, cred Da? că. Foarte bine. Ela. Acestea fiind spuse, noi le mulțumim suferințelor pentru această călătorie, ne despărțim părțile eterice, le curățăm și invităm sufletele să alunece fiecare în corpul lui fizic. Opresc Da. înregistrarea, Ela. Ia stai că nu se oprește. A fost de la început așa, s-a blocat ceva. O să ies din, și intru din nou, rămâi așa. Ies din conexiune.